Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor. Proteste în capitală și în marile orașe. Sunt proteste fără precedent în țara noastră. Poliția a descins apoi acasă la o lideră a protestatarilor. Un atac a avut loc în locuință, o răfuială cu reziști și scandal între reziști și noi protestatari. Informațiile le vedeți în câteva momente când discutăm și despre o situație foarte gravă. Atac acasă la un ministru PNL, ministru al justiției, atacat de reziști și interlopii diasporei s-au întors la răzbunare. Poliția este în alertă, sunt răfuieli de stradă, jandarmeriță bătută de doi intelectuali și audierea lui Arafat după bătaia protestatarilor. Avem și mărturia scandaloasă a comandantului Arafat. Băsescu demască cum este jefuit fiecare pensionar. 904 lei luați de la fiecare pensionar, așa ne spune fostul președinte al României. Avem și dezvoluiri din două dosare șoc cu milionari. Cum a murit la Mamaia, vedeta luxului, ce i-au pus fetele sexy în pahar înainte de moarte, sunt dezvoluirile momentului. De asemenea, avem date despre milionarul arestat după ce și-a violat soția. Nevasta a fost bătută, băgată cu capul sub apă, în jacuzzi. Informațiile sunt explozive. Ce au descoperit procurorii, aflați în această seară. Discutăm cu invitații mei de la această oră. Jurnalistul Ovidiu Zar, de asemenea, a fost prim-ministru al României, Petre Roman, în direct cu noi și mulțumim pentru asta. Să rămână, îl salutăm. Să rămână, bună seara. Și pe avocatul Pavel Abraham. Bună seara, domnule Abraham. Să mulțumesc rămână, că sunteți în direct cu noi. Rușine să vă fie! Proteste așadar fără precedent în România față de restricțiile impuse de Raed Arafat. De această dată, patronii din industria de hoteluri și restaurante au ieșit în stradă, au oprit lucru. Sunt nemulțumiți că afacerile le-au fost distruse de aceste măsuri exagerate. Între timp, jandarmii deschid noi dosare penale celor care au protestat până acum. Protestatarii sunt și ei divizați și au diferite conflicte. Vedem ce se va întâmpla de aici înainte, pentru că oamenii nu mai pot rezista, nu mai au locuri
locuri de muncă, nu mai au bani cu care să supraviețuiască de la o zi la alta. Și stăm de vorbă chiar acum cu doi oameni care lucrează în acest domeniu Horeca, adică hoteluri, restaurante, cafenele. În direct cu noi sunt domnii Mircea Mârzea, asistent manager, și doamna Andreea Căuneac, ospătar, care le mulțumesc că sunt în direct cu noi. Haideți să vedem, Andreea Căuneac, cât mai rezistați? Cu ce bani supraviețuiți de la o zi la alta? Da, nu știu cât o să putem să mai rezistăm, pentru că din punct de vedere financiar ne-a afectat foarte mult. Costurile ni s-au redus de când am început din luna martie și nu știu cât o să mai putem. Domnule Mârzea, ce vă spun patronii? Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Ei ne susțin în ceea ce facem împreună, mai ales și protestul de astăzi. Ne dorim ca guvernul să revină la sentimente mai bune, ca să zicem așa, pentru a deschide afacerile și în interior. Momentan funcționăm cu terasa, la o capacitate destul de redusă, cu respectăm distanțarea socială între clienți. Putem să facem acest lucru și în interior, dar trebuie ca guvernul condus de către domnul Orban să aibă aceeași credibilitate, la fel ca și noi. Andreea Căuneac, sunt restricțiile exagerate, vi se par? Adică, iată, l-auzeam pe colegul dumneavoastră spun că s-ar putea și în interior, și atunci de ce nu se deschide? Sunt foarte multe locuri unde în interior se duc oamenii, nu știu, la cumpărături sau mai știu unde. Auzeam că... în saloanele din aeroporturi, de exemplu, în saloanele VIP, stau oamenii acolo unul lângă altul. Nu e nicio diferență. Voi puteți acolo să asigurați totul din punct de vedere sanitar și nu numai? Da, din punct de vedere pentru a combate această boală, coronavirus, COVID-19, da, suntem pregătiți. Avem toate măsurile legate în privința asta luate. Avem și mesele distanțate și dezinfectate și purtăm și avem grijă și de noi și de clienți și cu mănuși și măști. Noi suntem pregătiți din toate punctele acestea de vedere, doar că așteptăm susținerea din partea guvernului să ne dea și nouă drumul la să începem treaba. Susținerea nu vine foarte repede, l-am auzit în această seară și pe președintele Iohannis spunând că în acest moment nu se poate renunța la aceste măsuri. Domnule Petre Roman, și atunci ce să fac oamenii aceștia? Sunt proteste pentru prima dată, iată, oamenii au ieșit în stradă. Măsurile de protecție, bineînțeles că nu putem renunța la ele. Vorbeați mai înainte de proteste exagerate sau nu, e secundar. Cel mai important lucru este dacă guvernul Orban e capabil să explice că sunt exagerate sau nu. Eu o să vă dau un exemplu legat de această chestiune, Horeca. Foarte multe dintre restaurante trăiau din evenimente. Organizarea de evenimente, adică să zicem, căsătorii, nunți, botezuri sau alte evenimente importante pentru oameni. Cum adică nu se pot organiza ele? Păi e foarte simplu. Aceste evenimente se cunosc din timp, oamenii își fac testele corespunzătoare, vin la momentul respectiv la acea celebrare, fie că e vorba de petrecerea pentru căsnicie, botez sau altceva, prezintă aceste teste negative, se iau măsurile corespunzătoare în interiorul restaurantului și toată lumea iese la lumină. Adică oamenii pot să sărbătorească, restaurantele pot să lucreze. Ce e așa complicat? Ce e așa complicat? De ce să identificăm două lucruri care nu sunt deloc același lucru? Da, măsurile sunt necesare. Nu se poate. Păi nu e adevărat, măsurile sunt necesare, dar se poate să facem lucrurile în așa fel încât măsurile să fie respectate. De ce, domnule, trebuie atâta răutate? De ce să nu-și pună mintea la contribuție sau, dacă n-au minte, să apeleze la niște experți? Lucrul ăsta a fost, n-au decât să ia experiența din, știu eu, Marea Britanie, Franța, Spania. Ce e așa de complicat încât
să putem să creăm o premisă favorabilă, o situație favorabilă pentru foarte multe sute de mii de lucrători din acest domeniu. Dar cert este că da, lumea este supărată, da. Oamenii nu mai au bani și au ajuns la forme din acestea de protest. Domnule avocat Pavel Abraham, ce le transmite de acestor oameni? Ce pot ei să facă? Așa cum au început să facă, să protesteze în mod democratic, fără violență, să determine guvernanții, să adopte măsuri similare cu ce au făcut și alte state și au făcut-o cu succes. Așa cum foarte bine a argumentat domnul fost prim-ministru Petre Roman, se pot lua măsuri. Cele trei măsuri pe care le-a repetat de mai multe ori și astăzi președintele României, respectiv distanțare fizică, mască și igienă, ele pot fi luate, se pot face deci aceste activități. Eu cred că nu trebuie să așteptăm până când, aproape eu, din ce am înțeles de la reprezentanții Horeca, peste 40% din aceștia și-au încetat activitatea, sunt pe cale să intre în faliment foarte mulți dintre ei. Eu spun că aceste măsuri durează de foarte mult timp și ele trebuie într-adevăr revizuite și sprijinite, nu așa cum se spunea, doar prin măsuri financiare care nu s-au văzut până acum decât formal sau foarte timid la unele segmente de activitate. Dacă, spre exemplu, jocurile de noroc sunt permise, atunci de ce n-ar fi permise și restaurantele? Nemaipomenit de grav, hoteluri care au restaurante nu pot să asigure hrana celor cazați acolo, sunt practic din această perspectivă lezați, inclusiv turiștii, oricare dintre noi care pleacă undeva și trebuie să fie constrânși pentru a-și putea servi masa sau pentru a se simți cât de cât confortabil. Și sezonul este spre final, vine toamna, de aici poate și disperarea acestor oameni care au nevoie de spațiul interior. Le mulțumesc celor doi că au fost în direct. Sperăm ca astfel de emisiuni să fie în avantajul lor, autoritățile să găsească cea mai bună soluție pentru a reuși să aibă grijă de ei, de cei care sunt angajați acolo, ca mediul de afaceri să meargă mai departe. Informații de ultim moment, chiar acum. Jurista protestatară amenințată că va fi, atenție, violată și omorâtă, Codruța Cerva, căci despre aia este vorba, trece prin clipe de teroare, atacatorii au trecut la fapte, polițiștii și procurorii fac deja investigații ample, în direct, deja ați văzut-o și mulțumim că este alături de noi doamnei Codruța Cerva, cea care astăzi, iată, a primit vizita poliției, doamna Cerva. Spuneți-ne ce s-a întâmplat. Bună seara, da, astăzi am sunat la secția 6 să văd care este stadiul dosarului. Mi s-a spus de acolo că a fost trimis la parchet și a fost preluat de un procuror. Acum urmează să se dea număr de înregistrare la parchet, să fie retrimis către secție și poliția să înceapă investigarea. Astăzi, înainte să vin la emisiune la dumneavoastră, au venit trei polițiști la mine, unul de la secția 6, doi domni, nu am reținut de la ce secție au fost. Să vadă exact situația, unde s-a întâmplat, cum este poziționat apartamentul, de unde s-a dat, camerele de filmat, pentru că este o zonă cu foarte multe camere de filmat. Au sunat inclusiv administratorul blocului pentru a vedea exact ce s-a întâmplat în seara respectivă. Eu sper ca dosarul meu să se soluționeze cât mai repede. De fiecare dată am comparat dosarul meu cu cel al domnului Arafat. Dacă la domnul Arafat s-a putut să se miște repede domnii de la poliție, consider că și la mine ar trebui să se miște la fel de repede și cel care a făcut lucrul acesta sau cei care au făcut să fie identificați și prinși și să răspundă pentru asta. Ovidiu Zară, pentru că sunt foarte multe. Aș mai vrea să completez dacă se poate. Vă rog, vă rog, și imediat mergem la Ovidiu Zară. Vă ascult. Da, aș vrea să mai completez un singur lucru. Noi dacă ieșim și protestăm, doamna Șincai, protestăm pentru că am ajuns să taxăm derapajele clasei politice și a guvernului. Dacă astăzi au ieșit cei de la Horeca, ieri au ieșit cei din spitale, de la spitalul Viting, mi se pare, sau nu știu exact cum se numește, eu îi felicit și
Viting, exact. Da, am fost acolo. Eu am spus lucrul acesta de când am ieșit și am protestat și am fost blamați, acuzați că suntem negaționiști, că suntem cu Putin, cu rușii, cu whatever. Nu, noi nu suntem cu nimeni, suntem cu legislația românească, suntem cu Constituția României și ne sesizăm de fiecare dată când există derapaje. Derapaje foarte grave în societatea românească în care legile nu mai sunt respectate. Avem o problemă cu pensiile și alocațiile. Da, am și o întrebare pentru Guvernul României. Cum se face că la rectificarea actuală au existat bani pentru STS, SRI, SPP, pentru servicii, a treia oară în acest an sunt mărite bugetele serviciilor, iar pentru alocații și pentru pensionari nu avem. Și aș mai avea o întrebare, vă rog, doamna Șincai, să-mi răspundă și mie cineva care este în politică, guvernul, președintele. Aș vrea să știu și eu dacă în continuare în sistemul de votare, pentru că vin alegerile pe 27 septembrie, mai există introdus STS-ul. Și în ce țară din Uniunea Europeană mai există un serviciu introdus în sistemul de votare? Suntem țară membră în Uniunea Europeană. Dacă mai există o țară în Uniunea Europeană cu serviciu introdus în sistemul de votare, atunci aș vrea să știu care este. Dacă nu este, de ce se experimentează pe România în continuare? Și da, dacă se intră în faliment în continuare și Horeca va intra în faliment, este pentru că românii tolerează acest lucru, se experimentează pe România, se bagă România în faliment pentru că asta se dorește. La anul o să ne împrumutăm la femei și atunci o să scrie faliment pe România. Vă spun lucrurile acestea pentru că astea sunt lucruri semnalizate de oamenii care îmi urmăresc postările și de oamenii care sunt nemulțumiți în societate și de asta protest. Da, și aș mai vrea să fac un apel, încă un apel, vă rog, și îmi cer scuze. De aceste situații. Vreau încă un lucru, doamna Șincai. Nu uităm de unde am plecat aici, de la proteste, de la oameni care au amenințat-o pe doamna Cerva și dumneavoastră de foarte multe ori ați trecut prin așa ceva. Vă rog. Doamna Șincai, haideți să lăsăm amenințările, sunt o groază de nebuni care transmit mesaje pe rețelele de socializare. Eu, dacă vă arăt mesajele mele, încremenit. N-am băgat niciodată în seamă. Pe unii dintre ei care au fost mai agresivi, i-am contactat eu, le-am explicat să stea liniștit, că niciodată nu știi de unde sare iepurile. Eu așa mă refer la situația de astăzi. Iar am asistat, ieșind de la serviciu, la demonstrația celor de la Horeca. Să știți că a fost un lucru extraordinar. Mi-am amintit de momentele din 1989. Erau copii tineri, erau alături de bătrâni, oameni care lucrează în industria asta și care mergeau cu o disperare care li se vedea pe față, mergeau în centru istoric. Oameni care probabil nu sunt angrenați politic, dar au un singur lucru de pierdut, o slujbă. O slujbă de care poate depinde și viața copiilor lor, a părinților lor, soarta lor, probabil că mulți dintre ei au credite la bănci. Guvernul văd că nu înțelege ceea ce se petrece. Faptul că România se scufundă din punct de vedere economic. Oamenii spuneau dacă este prostie sau era intenția guvernului în momentul în care a decis ca terasele să fie închise la ora 12 noaptea, în momentul în care a decis ca incintele restaurantelor să fie închise. Oamenii întrebau, oare în metrou? Și aș invita pe guvernanții noștri să meargă cu metrou la orele după amiezii, să vadă ce înghesuială e. Oare nu este o sursă de îmbolnăvire? Cu siguranță că există. Cu siguranță că sunt multe alte zone care este sursă de îmbolnăvire și care au fost, cum spuneam, de magazine deschise din primele zile acele atunci când era o situație de urgență. Dar vedem, sunt persoane importante la cel mai înalt nivel în stat care au fost atacate de protestatari. Primul care s-a confruntat cu nemulțumirile manifestanților a fost ministrul dezvoltării, Ion Ștefan, și ministrul justiției, Cătălin Predoiu, a fost jignit de protestatari. Vedem chiar acum ce s-a întâmplat. Poate vrem să ne arătați și nouă. Casa, să vedem proiectul. Nu, chiar nu-ți e rușine. De ce să-mi fie rușine? Pe mie să-mi fie rușine. Nu, treabă pe aici, că a fost în cutul. Am înțeles că erau și niște PSD-ști pe acolo. Și mai mult și PSD-ști, și mama PSD-ști, și mama lui Dumnezeu. Păi și vă supără dacă ne arătați și nouă, că toată lumea are impresia că e o casă foarte mare. Ne vrea să lămurim un pic situația. Care-i situația cu proiectul ăsta? De ce vi se spune... Să-o întreb pe mama? Măta? Așa vorbește un ministru al Guvernului României. Așa vorbește,
la mine, puteți și ce vreau. Faceți ce vreți. Da. Dar cu casa asta, de ce n-ați luat autorizație cum trebuie? De ce n-ați plătit impozit pentru ea? Tocmai asta e. Vă spuneam că am plătit impozit pe ea. Dar când? Și autorizația de construcție. În 2001 a fost. În 2001. Deci tot ce s-a spus nu e adevărat. Nimic. Asta e România, 2020. Da. Ministrul dezvoltării. Domnul Predoiu, veniți puțin aici, vă rugăm frumos. Sunteți o rușine, domnul Predoiu, sunteți omul mafiei. De ce nu veniți să vorbiți? De ce ați pus-o pe Georgiana Hos în funcție? Sunteți omul grupărilor de corupție, domnul Predoiu. Să vă fie rușine că nu vorbiți. Domnule avocat Pavel Abraham, acum... Fiecare răspunde cum crede de cuvință, dar oamenii nu știu ce să facă atunci când se trezesc oameni care protestează sau care cer pur și simplu să facă ceva în față, la poartă. Da, acești oameni au deprins acum, sunt aceiași, un grup restrâns de exaltați care încearcă să câștige notorietate, care place mass mediei și o prezintă mereu, niște oameni lipsiți de importanță, oameni care n-au fost în stare, unul dintre cei trei care în mod repetat pleacă la toate personalitățile, n-a fost în stare să ia un concurs pentru muncitor necalificat la jandarmerie, unde s-a prezentat și tot postul dumneavoastră l-a prezentat. Orice s-a așteptați de la acești oameni, singurul lucru este să fie ignorați, să nu fie băgați în seamă, fiindcă n-au ce să spună nimic decât să repete niște lucruri care sunt arhicunoscute, niște puncte de vedere care n-au substanță. Deci, practic, noi ne compromitem cu această situație a unor oameni care fac de râs România în ultima analiză, fiindcă foarte multe surse din presă preiau aceste chestiuni, aceste atacuri. Sunt practic niște mizerii, așa cum s-a întâmplat și cu domnul Predoiu acum. Ce poate să spună? Mai bine că i-a ignorat. A fost înțelept și așa trebuie procedat. Iar presa, aș spune, să fie mai, nu selectivă, dar să fie mai obiectivă și să vadă că acești oameni n-au nimic de spus. Iar cu doamna Cerv am văzut săraca că insista acum ce s-a făcut. E o rușine ce se întâmplă. O bătaie de joc, după atâta timp. Cel puțin eu am participat la dumneavoastră în vreo două săptămâni la emisiuni și același subiect, același lucru, același chestiuni sterile și poliția stă pe loc. Acum am mers să verifice, o să verifice după ce se vor șterge imaginile și nu se va întâmpla nimic. Practic ar trebui demarat și fac apel la polițiștii de valoare și cei mai mulți sunt de valoare, la șefilor, la domnul ministru, să ia măsuri punctuale, să se facă cercetări și rapid să se clarifice situația. Nu vor fi condamnați foarte mult pentru faptele care le-au făcut. Poate vor fi contravenții, nu-mi dau seama, nu vreau să dau verdicte. Dar în măsura în care vor fi condamnați ulterior, dacă faptele se repetă și ei n-au ce să facă, n-au din ce să trăiască. Din asta trăiesc, a devenit un mod de operare. Le-am dat și statutul magistral de rezist. Ce rezist, doamnă? Niște rătăciți în tranziție. Niște oameni care au exercitat la un anumit moment niște servicii pentru care au fost plătiți, acum nu mai sunt și încearcă să iasă din nou în evidență și își atacă proprii oameni care i-au favorizat, i-au ajutat în perioada respectivă. Eu cred că trebuie să venim cu picioarele pe pământ, altfel poporul acesta, în ultima analiză, nu știe ce să mai creadă. Caută vinovații printre victime și agresorii, printre inocenți. Hai să fim serioși. Noi, cei care suntem formatori de opinie, să spunem lucrurilor pe nume, să-i demascăm pe cei care n-au ce spune și spun totuși. Din latinitate se spunea, nu trebuie să spunem vorbe multe pentru lucruri simple și puține. Noi așa am ajuns acum, vorbim tot timpul, vorbim și nu facem nimica. Da. Și mergem mai departe cu o răzbunare a interlopilor. Suntem în aceeași țară, vedem ce se întâmplă. Sunt și amenințări de ultim moment. Este alertă în poliție. Unii membri din clan sunt dați în urmărire după ce au fost arestați preventiv în lipsă. Costi Soare are toate detaliile. Bun găsit! Bună seara, Cristina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Imediat după moartea lui Emi Pian, pe rețelele de socializare a fost o adevărată avalanșă de mesaje venite din partea apropiaților, dar și altor clanuri, care amenințau că vor răzbuna moartea liderilor duduienilor. Între timp, polițiștii îi caută pe Anaser Dudeanu, despre care sunt informații că s-ar afla în Marea Britanie, dar și pe Lindon. Acesta, din urmă, ar fi participat și la înmormântarea lui Emi Pian,
dar acum a dispărut fără urmă. Pe de altă parte, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora membrii clanului Duduianu erau apropiați și vizitați frecvent de polițiști și magistrați. Da, Costi Soare, mulțumesc. Domnule Petre Roman, ajungem încet, încet să facem o imagine a acestei țări de care nu știu cum vom scăpa. Doamnă, așa este. Imaginea este foarte parțial negativizată, este adusă în această stare de negativă care ne face foarte mult rău. În ultima vreme am avut buna și plăcută ocazie, în câteva rânduri, să stau de vorbă cu polițiști, cu funcții de conducere în fiecare domeniu în care se află. Nu era neapărat o surpriză, dar a fost un sentiment plăcut să constat că avem oameni pregătiți, oameni serioși, oameni care au dobândit o reală competență în materiile pe care cine sunteți? Stăpânească în calitate de polițiști. Doamna Cerva și acolo are... Prin urmare, în concluzie, dacă avem asemenea derapaje, dacă avem asemenea derapaje, este îndeoseb pentru că vectorul politic, decizia politică, chiar mesajul politic, sunt adesea în neconcordanță, rupte de realitate. Dar chiar așa, domnule Pavel Abraham, ați condus poliția română, sunt în continuare interlopi, infiltrați, sau mai bine zis, au legături, au blaturi făcute cu reprezentanți din poliție? Nu, eu cred că este o ușoară exagerare. Sunt povești vânătorești, cum s-ar spune, cele mai multe. În mod excepțional și particularizat există și situații în care anumiți oameni din sistemul de autoritate trădează și cad pradă tentațiilor sau promisiunilor care le primesc. Dar eu vă garantez că cea mai mare parte a polițiștilor, jandarmilor, procurorilor sunt oameni onești, la locul lor își văd de treabă. Chiar în cazul Pian, vreau să vă spun, lucrurile par a nu fi chiar de maniera în care au fost prezentate în presă, de amenințările care vin din partea familiei. Eu vreau să vă spun și n-ascund acest fapt, că am fost și contactat de către dânsii pentru a le asigura apărarea. Și sigur, au prezentat varianta lor, nu știu care este situația. Nu mă interesează acest lucru, dar cred că nu este vorba de o amenințare, de venirea fratelui lor care se găsește în Marea Britanie. Este adevărat, mi-au confirmat acest lucru că este acolo, pot să confirm și informația dumneavoastră în acest context, dar în niciun caz nu s-a pus problema răzbunării. Problema care ei o cer cel puțin în acest moment este aceea de a se face o cercetare obiectivă și cred că acest lucru se poate face. Aș vrea să nu cădem pradă unei tentații ieftine, mărunte, primitive, că dacă polițiștii lucrează cu acest mediu, cu acești oameni care săvârșesc fapte antisociale, foarte ușor pot fi public tratați că au relații, blaturi, așa cum spuneți dumneavoastră, cu ei. Este puțin probabil și viața a dovedit că doar situații izolate au fost de această manieră. De aceea cred că ar trebui să fim mai realiști, să analizăm mai serios, cu rațiune, tot ce se întâmplă, să selectăm ce prezentăm, nu tot ce se aude sau ce îi se pare cuiva care n-a lucrat niciodată în acest sistem. Domnul Petre Roman, cu experiența care o are, foarte clar și foarte corect a prezentat situația. Noi trebuie să sprijinim autoritățile publice. Așa cred că este normal din partea societății civile, a media și sigur cei care greșesc să răspundă sunt de acord, indiferent de poziția socială pe care o au. Dar e un aspect pe care domnul Abraham îl cunoaște foarte bine și asupra căruia vreau să insist, pentru că am fost la originea lui. Trebuie să existe și o instituție de supraveghere care să prevină faptele unor de corupție ale unor polițiști sau faptele unor polițiști de a se înhăita, că nu pot să spun altfel. Există, domnul Roman. Mafia există DIPI, există de sigur că există, dar există, trebuie să funcționeze la randamentul potrivit. Pot să vă spun și eu ceva? Trebuie să funcționeze la randament. Te rog, Ovidiu Zară, vorbesc cu domnii de celebrul 2 și un sfert care s-a desființat. Nu știm ce se mai întâmplă, te rog. Eu cred că e esențial și am spus-o de mai mulți ani și susțin acest lucru. Este elaborarea unei legi, elaborarea și promulgarea unei legi primind răspunderea magistraților. Oameni buni, absolut necesar. Un procuror sau un judecător nu răspunde chiar dacă anumite decizii la luat cu rea intenție.
au fost destine distruse, spuneam, în contextul în care vorbeam de statul paralel, da? Destine distruse, vieți distruse, familii distruse, pentru că anumiți judecători, fie din ravoință, fie din prostie, fie din cauza unor interese, luau anumite decizii. Eu cred că de acolo începe tot. La nivelul Ministerului de Interne există servicii, există instituții care supraveghează activitatea polițiștilor. La nivelul serviciilor de informație există servicii de verificare a lucrătorilor. Da, și dar stați să vedeți interne, informațiile care interne au șocat o țară întreagă chiar acum. Discutăm despre jandarmerița bătută de un, atenție, informatician și un medic, pentru că sunt intelectuali, judecătorii i-au iertat. Un singur suspect a dat de 15 ori cu pumnul. Raed Arafat a fost audiat în acest caz. Laura Duță știe toate informațiile. Laura, bună seara! Bună seara, Cristina! Am mai vorbit de ceea ce s-a întâmplat cu judecătorii de la sectorul 1 care au dat o decizie în cazul celor 5 bărbați care au atacat atunci pe 10 august 2018 pe jandarmerița Ștefania și pe colegul ei jandarm. Ei au primit toți un an și câteva luni cu suspendare. Motivarea a fost însă șocantă. Pe de o parte am aflat că o persoană, de exemplu, era școlită în Franța și era informatician și a spus că se droga și nu mai știa ce face. Un alt bărbat a spus că era la facultatea de medicină și trebuia să-și ia licența, era stresat. Nu a mai luat licența ulterior. De asemenea, un alt bărbat spunea că el muncește, are familie, dar a băut câteva beri și la fel nu a știut ce face. Șocant este faptul că și acel tânăr care i-a furat pistolul Ștefaniei a spus că a făcut-o din teribilism și de asemenea este vorba și de un alt bărbat care era și suporter într-o galerie de fotbal și a spus că a dat 15 pumne atât Ștefaniei cât și jandarmului, dar pentru că s-a luat după celelalte persoane. Trebuie să ne gândim noi ca societate ce facem mai departe. În primul rând, acești bărbați tot au atacat o femeie și în al doilea rând și un jandarm. Iată totuși că judecătorii au decis să ierte și să le dea foarte puțin, iată un an și câteva luni cu suspendare. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în procesul de apel care urmează să aibă loc, să vedem deciziile definitive în acest caz. Pe de altă parte, într-adevăr, am mai spus, Raed Arafat a fost și laudiat după ceva timp la parchet în acest caz, în dosarul 10 august și l-a vrut să menționeze faptul că jandarmerița nu a avut un diagnostic atât de grav pentru că a ținut întotdeauna legătura cu medici. Da, și cine a bătut a fost student la medicină. Doamna Codruța Cerva, ce spuneți de aceste explicații? Iată, au fost iertați pentru că erau intelectuali. Doamna Șincai, nu pentru că erau intelectuali, pentru că făceau parte din gașca rezist, să spun așa. Să nu uităm perioada 2018, să nu uităm protestele toate care nu erau autorizate și s-au întâmplat în România, să nu uităm multe experimente care au avut loc în România. Iar această grupare rezist, chiar dacă sunt niște rătăciți în tranziție, cum au spus domnul Abraham, îmi place mult expresia, au făcut și foarte mult rău acestei țări și automat guvernanții sunt de vină pentru că le-au permis. Au permis ani de zile să protesteze, ani de zile să blameze, ani de zile să nu vină cu argumente. Bună, eu aș vrea să semnalez un lucru foarte grav care s-a întâmplat zilele acestea în România. Sunt opinia noastră, noi doar vreau să vedem ce este în dosare, cum au justificat. Vă rog. Îmi permiteți? Vă rog. Aș vrea să atrag atenția unui subiect foarte delicat și vă răspund și la întrebare, pentru că vreau să apuc să spun acest lucru, este foarte important pentru noi. Zilele acestea, doamna Pepsiclas, dânsa a spus Pepsiclas, l-a demisionat, l-a dat afară pe domnul academician Zanfir. Nicolae Zanfir. Știm foarte bine că dânsul este... Poftim? Nicolae Zanfir. Da, da. Nu, era domnul Petru Roman care vă completa, eu doar vreau să fac o precizare că vă referiți la ministrul educației, da. Este, dar haideți deci, să păstrăm dânsa, un limbaj decent, nu că ați fi spus ceva indecent neapărat, dar să și explicați de ce v-ați referit Am citat-o pe doamna ministru.
Da, am citat-o pe doamna ministru, Pepsiglas este un cuvânt folosit de dânsa, nu de mine. Pentru că sabotează laserul de la Măgurele, este cel mai important proiect de cercetare din Europa. Noi o să facem un protest acolo și cerem renumirea în funcție a academicianului Nicolae Zamfir în funcție. Imagini incredibile când s-a întâmplat asta. Ce s-a întâmplat acolo? Știe cel mai bine Dana Cuțăr. Dana, bună seara! Am găsit în urmă cu foarte puțin timp. În Buzău s-a întâmplat acest accident. Practic nu este un accident, este de fapt un incident și asta pentru că polițistul de la IPJ Buzău a fost rănit în timp ce urmărea pe șoferul unui taxi. Acesta a intrat intenționat în motocicleta polițistului de la rutieră cu scopul de a-l opri. Motociclistul a ricoșat într-un taximetru și iată că imediat după impact motocicleta polițistului a luat foc. Polițistul a fost și el rănit. La fața locului au fost chemat rapid un echipaj de la SMURD. Acesta l-a preluat pe polițist și mai apoi l-au transportat la spital pentru investigații. Între timp, oamenii legii, colegii, motociclistul a ajuns la fața locului și fac cercetări. Șoferul a fost prins de polițiști și în acest moment se află la audieri. Urmează să se stabilească din ce cauză a fugit de motociclistul de la rutier și bineînțeles că se va alege cu dosar penal. O să revenim să vedem ce s-a întâmplat acolo. Așteptăm noi informații, doamnelor, domnilor, și avem date despre cum au fost jefuiți pensionarii, așa spune Traian Băsescu, declarațiile imediat. Breaking News la România TV, Traian Băsescu de mască, cum sunt jefuiți pensionarii. Fostul președinte susține că pensionarii pierd în medie peste 900 de lei din cauza faptului că pensiile nu se indexează la începutul anului. Colega mea, Mădălina Petre, are informațiile. Bună seara, Mădălina! Bun găsit tuturor, da, spune fostul președinte Traian Băsescu că pensionarii au fost batjocoriți și înșelați. Asta pentru că, în opinia domniei sale, fiecare pensionar este furat atât de guvernul Partidului Național Liberal, cât și de fostul guvern PSD, care i-a păcălit pe aceștia cu legea pensiilor și spune exact cu subiect și predicat Traian Băsescu că pensionarii au fost furați în medie cu aproximativ 904 lei doar anul acesta. Vorbim despre toți cei aproximativ 5 milioane de pensionari, iar potrivit postării lui Traian Băsescu, totalul banilor care au fost furați din buzunarele pensionarilor se ridică la peste 4 miliarde de lei. Asta pentru că nu s-a respectat legea 263 și nu s-a aplicat indexarea pensiilor la începutul fiecărui an. Mădălina Petre, mulțumesc. Iată, fostul președinte al României vine cu date în apărarea pensionarilor. Să vedem ce vor face guvernanții într-un final, domnule Abraham, ca să nu fie proteste. Știm că și pensionarii sunt supărați, semnează o petiție, vor să protesteze. Oamenii n-au cu ce să trăiască și sunt păcăliți. Da, sunt de acord. Domnul Traian Băsescu și-a intrat în nou rol de candidat și la primăria generală a Capitalei și evident se comportă ca atare, viclean, cum a fost întotdeauna. Nu ne spune, în schimb, cum domnia sa zice la început că n-a știut că activitatea care o desfășoară este una de tip informativ, este informator, dar în toată perioada cât a fost președinte al României, când a coordonat serviciile secrete și a validat anumite acțiuni ale acestora, n-a știut și n-a declarat în fals de fiecare dată că n-a lucrat cu securitatea. Ori eu cred că un om care a greșit fundamental față de România, ne-a pus într-o situație deosebită, încearcă din nou să facă o asemenea mișcare, eu cred că nu este
în măsură să dea dânsul asemenea indicații. Bun, va fi o decizie a instanței, fără îndoială, să vedem. Da, stați o clipă. Dânsul acționează pe principiul faptului împlinit. A devenit parlamentar european și ne-a spus CNSAS-ul după ce a fost ales că a făcut parte, că a fost colaborator. Acum se știe, este adeverința de acolo că este colaborator. Dar este un proces, pe rol. Dar stați o clipă, dar dânsul trebuie să declare acum, să vedem ce va face autoritatea electorală permanentă și comisia care va fi pentru a monitoriza alegerile și a le coordona, că s-ar putea să-i respingă candidatura și așa ar fi în mod normal după mine. Vedem ce se întâmplă. Domnule Petroman, să nu uităm de unde am plecat. Vă rog, de la pensionari. Jefuiți într-un final. Informațiile sunt legate de creșterea pensiilor sau indexarea pensiilor cu un anumit quantum la fiecare început de an, domnule Brown. Cu inflația. Inflația la care se adaugă și o parte din salariul mediu pe economie, absolut, de aceea spun că este un quantum. Există un mecanism oficializat care se face și nu a fost respectat. Doamna Șincai, vă rog. Doamna Șincai, acum vă vorbesc pe telefon, pentru că n-am mai fost pe imagine, însă e același lucru. Creșterea pensiilor sau creșterea punctului de pensie este până la urmă o obligație în raport cu realitatea pe care o trăiesc pensionarii și pe care o știm foarte bine. În foarte multe țări europene, situația fondului de pensie este tensionată. Dar în același timp, în toate aceste țări, eu cunosc situația din Spania și din Franța, s-au luat decizii în favoarea respectării angajamentelor față de pensionari. Pentru că sunt legi în vigoare. Informație de ultimă oră, chiar acum. Și avem noi detalii în legătură cu milionarul care și-a violat soția și a încercat să o omoare în jacuzzi. Femeia este internată în spital după ce a fost înjunghiată, iar bărbatul a primit ordin de restricție. Raluca Curteanu are informațiile. Bun găsit! Într-adevăr, iată, împotriva multimilionarului Mihai Bizu, este unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din capital, a fost emis un ordin de protecție valabil 6 luni. Asta după ce el weekendul trecut și-a agresat soția la Mamaia. Vă reamintesc pe scurt, cei doi, după o noapte plină de alcool, s-au dus să petreacă în vila unui prieten. Acolo a izbucnit între ei o ceartă. Se pare că motivul ar fi o criză de gelozie a femeii, aceasta fiind foarte supărată pentru că soțul ei avea conversații cu alte femei. Vă spuneam, a izbucnit o ceartă, iar bărbatul a încercat să o nece pe femeie, ținând-o cu capul sub apă în jacuzzi. Atunci prietenii au sărit în ajutor, au sunat chiar la 112, a ajuns poliția, însă femeia nu a mai vrut să recunoască violența, a spus doar că este o ceartă ca în orice altă căsnicie. Cei doi au plecat împreună la hotel, însă acolo bărbatul a devenit din nou violent, a violat-o și chiar a lovit-o cu un cuțit. Sunt fotografii cu aceste lucruri depuse la dosar. Femeia mai apoi a plecat cu un taxi din Constanța, a ajuns în capitală și a depus plângere pe numele bărbatului. Este internată în spital. Vă reamintesc, bărbatul nu are voie timp de 6 luni să vină la mai puțin de 100 de metri de femeie. Da, Raluca, înțeleg că sunt noutăți și în ceea ce privește moartea suspectă a milionarului care a petrecut la mare, ar fi murit după ce una dintre fetele cu care petrecea i-ar fi turnat ceva în pahar. Ce au descoperit în acest caz medicii legiști? Așa este, Cristina, vorbim iată de un alt multimilionar, un baron al luxului, am putea spune, care era cunoscut în lumea mondenă pentru că avea diferite relații cu femei celebre. Acesta a murit weekendul trecut după, la fel, o petrecere de pomină pe litoralul românesc. Se spunea că ar fi murit în vila lui, însă mai apoi s-a descoperit că el de fapt a murit în drum la spital, dar i s-a făcut rău în timp ce pleca de la Constanța spre București. Într-adevăr, prietenii spun că este vorba despre o femeie care i-ar fi turnat ceva în pahar, iar apoi i-a golit cardurile. Cert este că medicii i-au făcut un test antidrog și, conform protocolului, el a ieșit pozitiv la 2 substanțe, opium și morfină, însă analizele de laborator mai durează ceva vreme și atunci vom afla cu exactitate de ce a murit omul. Ultimele secunde, domnule avocat Abraham, ce se întâmplă cu milionarii aceștia? Sigur, din ce în ce mai mult, în măsură în care dobândesc valori deosebite, bani mai mulți, caută să-și îmbunătățească nivelul de
trai în sensul de a utiliza, știu eu, tot felul de plăceri. Și e o vorbă românească, greșeala se iartă, prostia se plătește, anturajul neadecvat și consumul de anumite substanțe, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, conduc în ultima analiză la situații tragice, așa cum s-a întâmplat și în acest caz. Ultimele secunde, Ovidiu Zară, vă rog. Știți de ce au murit? Din cauza cititului. Au citit foarte mult la viața lor și au obosit foarte mult. Niște intelectuali rasați.